Bună tuturor, eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi facem un clip despre experiența mea cu primul an de rezidențiat, pentru că, ce se vede, pe 4 ianuarie n-o să mai fiu medic rezident de anul 1, ci o să trec în anul 2. Pentru cei care nu mă urmăriți, eu sunt medic rezident pe radiologie și imagistică medicală în București și având în vedere că o nouă generație urmează să calce pragul spitalelor, m-am gândit că ar fi o idee bună să vă povestesc puțin din experiența mea. Am hotărât să fac clipul ăsta pentru că pentru mine a fost o tranziție destul de importantă, tranziția între facultate și rezidențiat. Odată pentru că acesta este primul meu job, n-am mai muncit niciodată până acum, am învățat și cam atât, și pe de altă parte pentru că din nou am schimbat orașul. Eu am terminat facultatea la UMF Târgu Mureș și apoi am ales să vin la rezidențiat la București, ceea ce n-ar fi neapărat prima tranziție de genul ăsta pentru mine, pentru că eu sunt din Brașov și atunci am mai avut parte de o tranziție în momentul în care am decis să fac facultatea la Târgu Mureș. Așa că, acestea fiind spuse, haideți să începem. Din punct de vedere al schimbării orașului, nu pot să zic că mi-a fost foarte greu, pentru că, în general, eu sunt o ființă destul de schimbătoare, plac locurile noi, experiențele noi și nu mă atașez aproape niciodată de obiecte sau de locuri și pur și simplu stau într-un loc atâta timp cât îmi ofer o anumită satisfacție, plăcere sau cunoaștere. Dacă nu se mai întâmplă acest lucru, atunci trec imediat la, nu știu, locul următor și acesta a fost și cazul meu. Am considerat că schimbând orașul voi fi mai împlinită din multe puncte de vedere, incluzându-l și pe cel profesional. Prima zi n-a preexistat pentru că a fost mai mult de introducere. Am adunat toți viitorii rezidenți de anul 1 într-o sală, am făcut cunoștință, am vorbit puțin cu doamna profesor și am fost repartizați la diferitele stagii, pentru că pe rezidențiatul de radiologie și imagistică face mai multe stagii: radiologie standard, ecografie, radiologie pediatrică, CT, RMN, senologie și ce mai facem? Radiologie intervențională. Mă rog, în primii ani, adică în anii mai mici, se fac stagiile mai ușoare, cum ar fi ecografia atât de adulți cât și de copii, cât și radiologia standard. Și am fost împărțiți câteva persoane pe fiecare departament, ca să spun așa. Și cam asta s-a întâmplat în prima zi și după care am vizitat puțin secția, ne-am cunoscut colegii mai mari, mă rog, cunoscut este mult spus, pentru că știu că ne-au dus într-o sală și erau foarte, foarte mulți la calculatoare și eram, hei, bună, noi suntem colegii noi, ne vedem de mâine, și cam aia a fost. Și după care a urmat să revenim a doua zi și să începem programul de muncă prestabilit. Trebuie să vă zic că efectiv nu știam ce o să se întâmple, nu știam neapărat din ce anume ar trebui să citesc și să mă pregătesc, pentru că nici nu știam exact pe ce stagiu o să încep și aș fi preferat, decât să citesc lucruri vagi și ambigue din toată materia, să mă focusez pe anumite informații care îmi vor folosi în stagiul la care voi fi repartizat. Așa că nu am citit absolut nimic înainte de prima zi sau, mă rog, a doua zi de muncă. Și am fost repartizată pe radiologie standard, făceam acolo, pur și simplu scriam rezultatele radiografiilor. Radiografii de tot felul, de plămâni, abdominale, de oase, mă rog, de oase mai puțin, pentru că noi nu avem secție de ortopedie la spital. Nu am avut parte de un curs introductiv, dar au fost anumiți colegi mai mari de anul 2 care ne-au îndrumat și ne-au învățat atât cum să folosim consola de unde introduceam pacienții în sistem, ce fel de radiografie, ce fel de incidență și așa mai departe. Ne-au învățat cum să folosim softul și să interpretăm rezultatele propriu-zise. Trebuie să vă zic că în prima zi totul a fost destul de copleșitor, ca să spun așa, pentru că îmi place foarte mult să fiu foarte pregătită înainte să fac un lucru, citesc foarte mult, mă documentez, pentru că nu vreau să am parte de surprize. Și atunci a fost puțin mai greuț în primele zile, pentru că rezidenții mai mari ne-au luat și ne-au pus în față radiografiile respective, mă rog, sunt pe computer.
Și eram, bine, haide să scriem ce vedeți. Și eram, mă rog, după prima zi am întrebat colegii mai mari din ce cărți să citesc și am început să citesc aceste cărți de interpretare a radiografiilor, am recapitulat anatomia, bine, asta progresiv, în fiecare zi citeam câte puțin și trecând, nu știu, zilele, săptămânile, am început să mă mai acomodez. Și în primele zile știu că scriam rezultatele radiografiilor împreună cu rezidenții mai mari și apoi ne lăsau să le scriem singuri și dacă aveam întrebări, nu era nicio problemă pentru că erau acolo de fiecare dată și ne răspundeau la orice, nu știu, nelămurire aveam. Dar să nu vă gândiți că rezultatele erau date de noi și atât, nu se mai uita nimeni peste ele. Nu, este un fel de ierarhie sau cel puțin la noi la spital. Rezidenții mai mici scriu, fac interpretările sau examinările, depinde de ce procedură este vorba, după care rezidenții mai mari, cum ar fi, verifică, iar apoi aceste rezultate sunt verificate de către specialist sau de către medicul primar, mă rog, medicul care este în tură. Deci cumva mi se pare că totul a fost destul de organizat în sensul acesta. Acum, dacă mă gândesc bine, cred că totuși mi-ar fi prins bine să recapitulez de dinainte câteva noțiuni de anatomie sau anatomie secțională mai degrabă, pentru că noi, în momentul în care dădeam rezultatele la radiografie, trebuia să ne uităm și pe examinările vechi și printre examinările vechi mai erau și CT-uri. Bine, tu te uitai în rezultatul scris al CT-urilor, dar trebuia să știi cât de cât după ce să te uiți. Nu a fost problemă pentru că toate lucrurile astea le-am învățat în timp. Poate pentru confortul meu psihic ar fi fost mai ok să, nu știu, să recapitulez câteva noțiuni cu câteva zile înainte, dar, mă rog, a fost bine și așa. Și după cum vă spuneam, urmează să intru în anul 2 și până în acest moment am făcut două stagii dintre cele 5 sau 6, nu știu exact câte sunt. Am făcut radiologia standard, deci partea de radiografii. Am făcut și radiologia pediatrică, unde am făcut mai mult ecografii copiilor și chiar vă spuneam că aș fi vrut să fac mai devreme clipul acesta, dar nu aș fi vrut să dau neapărat informații eronate sau informații neconcludente, ca să zic așa, pentru că nefăcând stagiile respective, nu mi-aș fi dorit să vin și să vă vorbesc despre ceva ce nu știu. Și în continuare nu am făcut stagiul de CT, nu am făcut stagiul de RM, deci despre acestea nu o să vă vorbesc, o să vă vorbesc strict despre stagiile pe care le-am făcut. Pe radiologie standard, v-am spus, totul a fost destul de basic și ne-am învățat destul de repede, cel puțin partea de aparatură, de consolă, de software și așa mai departe, am învățat-o destul de repede. Mai greu era pe partea de interpretare. Mi se pare că rezultatele scrise țin foarte mult și de experiență și de câte cazuri ai văzut. Cum vă spuneam, noi ne ocupăm mai mult de partea de rezultate. Știu că am primit foarte multe întrebări dacă noi facem radiografiile în sine, adică dacă poziționăm noi pacientul, dacă umblăm la aparat și așa mai departe. Nu este de îndatorirea noastră să facem acest lucru. Asistenții se ocupă de asta, dar din când în când am mai făcut și noi, i-am mai rugat să ne explice una alta cum poziționăm pacientul, cum diafragmăm, cum funcționează aparatele respective și așa mai departe. Stăteam cu asistenții în momentul în care eram la consolă și făceam examinarea propriu-zisă. Noi stăteam la calculator, ei poziționau pacientul și după ce ieșea imaginea, noi hotăram dacă trebuia să mai facem încă o incidență. De exemplu, standard se face o singură incidență, incidența postero-anterioară, uneori și anteroposterior. Mă rog, nu intru acum în detalii, dar, de exemplu, la pacienții oncologici trebuia să fii tu atent, să știi diagnosticul pacientului, să te uiți în foaie, la aceștia trebuia să facem și față și profil. Sau, dacă nu erau pacienți oncologici, ci pur și simplu vedeai ceva pe radiografie, atunci făceai și profil ca să te convingi și să localizezi exact unde era leziunea respectivă. După care, la ecografie pediatrică, mă rog, radiologie pediatrică, pentru că făceam și facem în continuare, pentru că încă sunt pe stagiul respectiv, atât ecografii cât și radiografii. Dar radiografiile le facem mai puțin la copii, pentru că sunt destul de iradiante.
dar dacă este neapărat nevoie, la indicația medicului curant le faci. La ecografie, din punctul meu de vedere, a fost puțin mai challenging pentru mine, pentru că nu pot să zic că mă omor foarte mult și nu-mi lipsește cu siguranță interacțiunea cu pacientul. Mie îmi place foarte mult să stau eu cu mine și cu calculatorul și cam atât. Și atunci mi-a fost puțin mai greu să interacționez cu pacienții și mai ales cu pacienții pediatri. Pentru că am avut copii de la 0 ani până la 18 ani și aș fi zis că copiii, că bebelușii sunt mai răi și plâng mai mult, însă am descoperit că de fapt cei de la un an jumătate până pe la 3 ani ea plâng cel mai rău. De fiecare dată când ne uităm în fișele de observație ale pacienților, ne uităm la vârstă și eram avem din nou copilași care o să plângă. Avem acolo luminițe, le mai punem desene, le mai punem cântecele și totul e ok. Și la fel ca la radiografii, noi facem ecografia inițială, după care vine și medicul care este în tură și ne întreabă ce ai văzut la ecografia respectivă și te-a pus să-i zici și el se uită încă o dată și verifică. Vede dacă într-adevăr ai făcut măsurătorile corecte, ceea ce mi se pare ideal, pentru că pe de o parte apuci tu să faci cu mâna ta. La ecografie ține foarte mult de manualitate și dexteritate, deosebire de o radiografie sau de un CT. Dacă pacientul ți-a plecat de pe masă, nu poți să-l mai examinezi încă o dată. Așa că trebuie să fii foarte atent și să examinezi cu atenție fiecare organ în parte ca să nu ratezi ceva. Am uitat să vă spun despre program. Programul standard este de 6 ore, cam la toate stagiile, acum depinde. La ecografie pediatrică este destul de lejer din punct de vedere al programului, dar îmi amintesc că la standard, la radiografii, stăteam uneori și 30-40 de minute după program, depinde. Dar acolo știu că aveam mult mai mulți pacienți. Și acum am și niște întrebări de la voi pe care mi le-am notat. Câte examene ai avut pe parcursul acestui an? Este sever. În rezidențiat nu avem examene, practic asta este și ce îmi place mie cel mai mult, adică nu mai învăț pentru alții, pentru că în facultate mi s-a părut că cam asta am făcut, adică din punctul meu de vedere au fost foarte multe detalii inutile și chiar și materii inutile și informații inutile cu care mi-am încărcat memoria degeaba și acum ceea ce mi se pare foarte fain este că poți să înveți selectiv și fix ceea ce ai tu nevoie, cel puțin nu mă mai apuc să învăț să recit manuale sau cărți întregi, pur și simplu de fiecare dată când am un caz sau mă rog, în cazul ecografiei înainte să vină pacientul pentru examinare mă documentez despre cazul respectiv. Nu știu, de exemplu, dacă îmi vine un pacient cu suspiciune de pielonefrită, o să mă uit cum arată pielonefrita pe o ecografie, ce anume ar trebui să văd. Și, mă rog, este un site foarte fain pe care ne uităm cu toții. Odată este radiopedia.com. Au niște cazuri foarte faine și au și niște prezentări și niște cursuri foarte faine. Pentru care trebuie să și plătiți. Noi ne-am făcut un abonament la începutul anului de grup, cred că am fost vreo 20 de persoane sau ceva de genul și am dat 100 de euro pe an și ai acces la o groază de prezentări video, o groază de quizuri și încă un site foarte folositor. Acum, mă rog, trec de la una la alta, dar, mă rog, sper că mă puteți urmări cumva. Mai este și IMAIOS. Acela este pentru anatomie secțională. Este foarte folositor la stagiile de CT și la RM și acolo ne-am făcut un abonament, nu știu, vreo 60 de persoane, ceva de genul și am dat 20 de dolari, 20 de euro pe an, nu mai țin minte exact, ceea ce mi se pare un preț acceptabil. Pe acela nu am apucat să-l folosesc foarte mult anul acesta, dar o să renuiesc abonamentul în momentul în care o să trec la stagiul de CT. Și după cum vă spuneam, nu avem examene, cu siguranță nu învăț nici pe departe la fel de mult ca în facultate, dar mi se pare că învăț mult mai eficient și învăț strict chestiile care îmi folosesc. Mă întreabă cineva despre părțile bune și despre părțile rele ale rezidențiatului pe radiologie. Părți rele
nu prea văd, mă rog, cred că ar fi câteva, o să trec prin ele, dar să începem mai întâi cu părțile bune. În primul rând, programul este unul destul de lejer, după cum vă spuneam, lucrăm 6 ore și nu este lejer doar din punct de vedere al timpului, ci și din modul de desfășurare a activităților noastre, cel puțin pentru mine, cum ne desfășurăm noi activitatea, mi se pare destul de lejer și cumva foarte confortabil, în sensul în care nu trebuie să alergi într-o parte în alta secției, nu trebuie să vorbești cu pacienții, efectiv ești tu și computerul și dai rezultate și scrollezi și cam asta faci. Mă rog, asta este interpretabil. Poate unora asta li s-ar părea horror, pentru mine este ideal pentru că am potențialul să mă stresez foarte rău în momentul în care sunt pusă în fața unei situații pe care nu o cunosc. Deși gândesc foarte bine sub presiune. Mă rog, e ceva paradoxal la mijloc, dar pentru mine statul la calculator e un lucru destul de lejer. Din nou, un lucru interpretabil ar fi că contactul cu pacienții este unul minim, după cum vă spuneam. Cel mai mult contact îl avem la ecografie, pentru că acolo nu se poate să n-ai contact cu pacientul, dar în rest la celelalte stagii nu prea. Și un alt avantaj pe care eu îl văd ar fi că ai foarte mult timp pentru studiu individual și ai foarte mult timp de gândire, în sensul în care dacă nu știi ceva pe un rezultat, ai timp să te consulți cu colegii, ai timp să cauți pe Radiopedia, să te uiți în cărți, atlase, manuale, tratate și așa mai departe și să te lămurești, deci nu trebuie să iei decizii așa la secundă, ai destul de mult timp să te documentezi. Și o altă parte bună din punctul meu de vedere ar fi că este multă patologie și nu prea ai cum să te plictisești din punctul ăsta de vedere. Dacă mă urmăriți de ceva timp, eu mai ziceam în clipurile mele că mi-ar fi plăcut să îmi aleg dacă nu mi-aș fi ales radiologia, dermatologia sau psihiatria. Dar acelea erau niște patologii care se axau pe un singur organ și atunci cred că mi-ar fi fost dor de celelalte patologii. Ei bine, în cazul radiologiei, după cum spuneam, scanăm corpul din cap până în picioare. Cu siguranță ai foarte multă anatomie și mai ales patologie de parcurs. Părți rele, nu știu dacă găsesc neapărat, ar fi partea cu radiațiile, ceea ce nu mai este neapărat o mare problemă la ora actuală. Mă rog, în stagiul de ecografie nu se pune problema pentru că nu lucrăm cu radiații, lucrăm cu ultrasunete. Și în stagiile de radiografii și de ECT, bineînțeles, medicii stau într-o cameră separată față de pacienți, deci teoretic expunerea la radiații pentru medic nu este una atât de mare. Problema intervine la radiologia intervențională, unde tu stai în aceeași cameră, cum ar fi în sala de intervenții cu pacientul și atunci, într-adevăr, dozele luate sunt mult mai mari acolo. Deci acesta ar fi un dezavantaj. Nu știu, poate deveni puțin boring, la un moment dat puțin plictisitor, dar din nou asta depinde de la persoană la persoană. Cu siguranță, dacă sunteți adrenaline junkie și vreți să alergați dintr-o parte în alta, nu știu dacă vi s-a potrivit neapărat această muncă la birou, pentru că până la urmă este o muncă de birou, more or less. Așa, o altă întrebare, trebuie să stăpânim anatomia sau dacă nu am învățat în facultate radiologie, o să mă descurc la rezidențiat? Da, trebuie să știți destul de bine anatomie, pentru că, bineînțeles, dacă nu știți cum arată normalul, nu o să știți cum arată patologicul, dar lucrurile acestea le-ați studiat deja în facultate, așa că n-ar trebui să fie o problemă foarte mare să le reluați. Și după cum vă spuneam, nu o să aibă nimeni pretenția să știți fiecare nerv și arteriolă pe unde trece. În mare trebuie să știți lucrurile esențiale și restul se învață pe parcurs. Vă spuneam mai devreme despre site-ul acela IMAIOS cu anatomie secțională. Dacă avem anumite patologii pe care nu le stăpânim foarte bine sau pe care nu le vedem foarte des, ne uităm în paralel cu site-ul respectiv. N-ar trebui să vă faceți probleme din punctul ăsta de vedere, totul se învață cu timpul. Dar bineînțeles că în linii mari ar trebui să ai niște noțiuni de anatomie. Și pe lângă IMAIOS, bineînțeles, vă puteți folosi și de atlase, netter și Sobota. Eu am avut netter, always a fan,
Și mai este și site-ul Biomap, unde aveți foarte multe animații și modele 3D ale corpului uman. Și nu mai anatomia, cât și elemente de patologie, deci aruncați un ochi pe site-ul lor. Ți-a fost vreodată frică să fii pus într-o situație în care să nu știi ce ai de făcut? Da, în primele zile, cel puțin, v-am zis că au venit cumva toate informațiile dintr-o dată și cumva noi, cei mici rezidenții de anul întâi, trebuia să le facem. Mă simțeam destul de safe pentru că știam că avem rezidenții mai mari lângă noi. Dacă am fi avut vreo întrebare, ei erau acolo să ne răspundă și să ne ajute. Și în stagiul de eco, dacă nu găseam anumite lucruri la ecografie sau nu înțelegeam ce văd acolo, de fiecare dată întrebam medicul mai mare și mi se răspundea și cam asta a fost. Deci, da, în timpul rezidențiatului e foarte fain că ești supravegheat. Ce vei face după rezi? Vei avea cabinetul tău sau vei lucra la orice cabinet? Nici măcar nu știu ce o să fac mâine. Încă nu știu. Vă dați seama că ideal ar fi să am un post, însă posturile se scot foarte greu în orașe mari. Au fost câteva în anul în care am dat eu rezidențiatul, dar s-au luat cu, nu știu, note foarte mari, peste 910, iar punctajul meu a fost de 895, ceva de genul, dar nu fac probleme prea mari din punctul acesta de vedere, pentru că posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului sunt destul de vaste. Dacă ar fi să alegi din nou radiologie și imagistică la rezi, ai face-o? Da, cu siguranță, cred că v-am mai zis și în celelalte clipuri ale mele că nu regret o secundă specialitatea aleasă. Oricum, eu m-am documentat foarte mult înainte să aleg specialitatea asta, am făcut multe teste din alea de carieră, career path, nu știu ce, și efectiv asta mi s-a potrivit cel mai bine și trecând zilele, săptămânile, lunile și anul, mi s-a confirmat din ce în ce mai mult acest aspect și mă bucur foarte mult de decizia luată. Și cam asta a fost, nu am apucat să acopăr toate întrebările, dar dacă nu am răspuns la ceva ce considerați voi că a fost important, vă rog să-mi lăsați din nou întrebarea aici în comentarii sau pe Instagram un mesaj privat, tenisabla21, vă las pe aici. Sper că v-a fost de folos acest video și mult succes celor care urmează să înceapă anul întâi de rezidențiat. Și dacă v-a ajutat acest clip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. De asemenea, vă invit să mă urmăriți și pe Instagram, tenisabla21, și pe TikTok, tenisabla. O să las toate astea în descriere. Vă pup și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Bye.